O serie de concursuri pentru ocuparea unor posturi de medici au loc în această perioadă la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Potrivit managerului Angela Nicolae, este nevoie de personal pe mai multe secții, dar prioritare sunt cele în care deficitul de medici este mai mare. Analizăm în permanență nevoia de personal, atragem medici tineri, am avut în derulare mai multe concursuri și anul trecut, s-au mai ocupat posturi. Anul acesta avem în derulare un concurs pentru ocuparea a două posturi de medici, cardiolog și respectiv specialitatea boli infecțioase. Suntem în procedură de organizare, sperăm să se ocupe. Un concurs pentru ocuparea unui post specialitate de medic, specialitatea oncologie, va fi reluat, pentru că nu s-a putut desfășura acest concurs. Reprezentanții Spitalului Slatina încearcă să atragă tot mai mulți medici, pentru că ei sunt cei care aduc venituri unității medicale. În ultima perioadă, foarte mulți doctori tineri au fost angajați la Spitalul Slatina. Mai este însă nevoie de cadre medicale, nevoia cea mai mare fiind pe secțiile cardiologie și radiologie. Aceste concursuri se vor relua pentru că nevoia este reală, nevoia de medici, de personal calificat, competent. Cel mai mare deficit îl avem la secția cardiologie. Avem nevoie de asemenea și de medici pentru laboratorul de radiologie, specialitatea radiologie. Mare nevoie, pentru că avem două linii de gardă și, așa cum spuneam mai devreme, investițiile făcute în achiziția de aparatură și echipamente moderne au adus la noi la spital aparate RX pentru aparate radiologice, un CT nou. Suntem toată silința să le ocupăm pentru că patologia cardiovasculară, după cum bine știm, este una destul de importantă și este foarte important să avem medici care să se ocupe de această patologie. Spitalul Slatina are însă nevoie și de asistente și infirmiere. 10 astfel de posturi vor fi scoase la concurs în perioada următoare. Încercăm să organizăm concursuri cât de curând vom afișa aproximativ 10 posturi, atât asistenți cât și infirmiere. Încet încercăm să ne acoperim deficitul de personal. Posturile ce rămân neocupate în urma concursurilor care au loc în această perioadă vor fi reluate, spune conducerea Spitalului Slatina, până când vor fi ocupate. Până la finalul anului, reprezentanții unității speră să găsească personalul medical de care este nevoie.